dumneavoastră mergeți către Petroșani. Nu mă duc la... A, o să plec mai pe seară. Că colega de serviciu e de la Bănița. Să află acum acolo, dar... Da, eu știu că trebuie, dar eu știu că trebuie să aveți aici pe cineva, așa știu. Păi nu, și eu. Păi dumneavoastră știți, dar planificarea se face la nivelul secției și secția de poliție are 5 comune. Bun, și puteți să-i imite pe cineva aici la postul... Da, imediat, că de-aia am vrut să vă întreb, dacă mergeți... Nu vreau să fac afirmația că poliția nu-și face datoria, dar din câte se vede, chiar nu prea-și face. Unde? Ce s-a întâmplat? Păi se întâmplă pe la Ponor multe probleme, sunt chiar multe probleme grave, care se vede cu ochiul liber, se filmează în grădinile oamenilor, se... multe altele. Se întâmplă anumite infracțiuni de natură penală, se dă cu bolovan după oameni, poliția nu intervine... Am înțeles. Am zis cu totul altceva. Sunt câțiva cetățeni care sunt obraznici și nu respectă legea. Sau poate cineva îi ține în spate. Nu fac afirmații, am spus. Sau poate cineva îi ține în spate. Am înțeles. Dar trebuie... O să vină colega, dar trebuie să așteptați un pic până vine de la Bănița, bine? Da, mulțumesc. Da? Bună ziua, domnule, am venit și eu să depun o plângere de aici, nu cred că lucrează nimeni la poliție. Sunteți la post? Da, nu, aici nu se lucrează, văd că. Păi, dar se lucrează, dar nu e de serviciu de la noi astăzi. Păi și ce e de făcut? Păi și ce e de făcut? Că plângerea este făcută cu data de astăzi. Și eu astăzi vreau să depun aici la post, este înștiințat, este către postul de poliție Pui. Am înțeles. Stați puțin să văd ce e de serviciu. Bine? Vă rog frumos, vă mulțumesc. Bine, bine. Domnul Adi, ați reușit să vorbiți cu doamna poliție? Bineînțeles, trebuie să apară. Trebuie să apară acolo dumneavoastră. Am înțeles. Dar ce ați pățit? Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Păi nu s-a întâmplat nimic ca cu mine. Cu mine ferească Dumnezeu să se întâmple cea, că dacă se întâmplă cu mine ce ceva... Ce sesizare doriți să faceți? E ceva așa mai... de prevenire sau ceva, să înțelegeți cum se încalcă legea și unii nu o respectă sau nu știu cum să mă exprim. Au sesizare făcută ca la carte. Am înțeles. Bine, o să vină colega. Trebuie să apară acum din clipă în clipă. Nici o problemă. Eu nu v-am acuzat pe dumneavoastră, nu vă acuz. Sunteți un polițist care vă faceți datoria, dar vreau să... Încerc să fie treaba ca și am îndrumat, până altă să facă... Corect. Da, da, vedeți dumneavoastră. Și dau cu bolovan și fac mai multe prostii prin comună și chestia asta nu prea o vede poliția. Deci dacă dumneavoastră, pe care noi nu putem să fim tot timpul... A, nu, eu n-am spus de dumneavoastră, domnule, că atunci spuneam că domnul Adi nu-și face datoria, nu. Poliția trebuie să vadă și aspectele ce le fac alții. Înțelegeți? Înțeles. Stați să vină colega acum. Da, vă mulțumesc. Să așteptați, bine? Eu sunt liber acum. Am înțeles. Da, sunt liber și am vorbit cu colega să vină la dumneavoastră. Eu sunt la 2 metri de locuința dumneavoastră, mai exact. Da, bine. Că am aflat și unde stați. Da, bine. Da, și filmat? Nu, eu nu am treabă cu proprietatea privată a cuiva, da? Justiția trebuie să fie corectă cu toată lumea, eu așa zic. Numai că bine. Pe unii... Na. Da, toate cele bune. Nu știu să vină colega acum. Da, da.